Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru Venus în Săgetător. Da, mă vedeți într-o formulă diferită, pentru că sunt puțin în concediu. Nu mi-am propus neapărat să filmez, doar că astăzi mi-am amintit că Venus intră în Săgetător. Mi-am amintit că lucrurile încep să se amplifice în bine. Și Venus acolo în Săgetător e foarte interesantă, mai ales pentru cei, poftim, care sunteți în concediu sau, în general, pentru femei, da, o să devenim mai pozitive, mai frumoase, mai dornice să explorăm tot felul de lucruri. Mai mult decât atât, este o perioadă foarte bună, cam până spre final de ianuarie, în care dragostea poate să apară, știu eu, prin alte țări, prin alte culturi. De asemenea, fiecare, ca și om, se poate îndrepta așa cu plăcerea, cu iubirea spre altă țară, spre altă cultură. Interesant este că aici unde mă aflu eu, este o vorbă, se numește Hakuna Matata, da? Care înseamnă nu e nicio problemă, totul e bine, fi fericit, ceva de genul acesta. Da? Și interesant e că, nu știu, Venus acolo în Săgetător cam despre asta vorbește, pentru că este o perioadă în care, sincer, și Mercur este în retrogradare tot pe acolo, în conjuncție cu Marte și în care cu Neptun. Adică e un moment de trezire oarecum la realitate. Da? Este un moment în care vrem să explorăm, ne mai trezim puțin și vedem cam care e realitatea. Doar că Venus acolo cumva vine și îndulcește lucrurile și asta e absolut fantastic. Eu, sincer, chiar m-am îngrijorat puțin când am văzut cam ce e pe cer. Nu neapărat că s-ar întâmpla ceva, ci pur și simplu este vorba despre o agitație așa ciudată pe care fiecare o simțea. Ei, și când am văzut cu Venus în Săgetător, zic, uite, că se rezolvă lucrurile. Da, nu știu dacă vor apărea previziunile zilnice, pentru că și aici am improvizat ceva, cum am reușit, pentru că, sincer, simt nevoia de puțină odihnă. O să văd cum procedez cu filmările pentru ianuarie. Pentru că este o lună destul de interesantă, aș spune eu. Bun, aici o să vreau să discutăm pentru fiecare zodie în parte pe unde intră Venus și ce se întâmplă. De asemenea, o să văd dacă iau și cărți de tarot, dacă nu poate reușesc să fac o filmare puțin mai încolo. Da? Nu prea pot să filmez afară, că e foarte liniște aici și mie să nu deranjez oamenii, așa, dacă sunt în cameră e mult mai liniștit. Da. Cu Venus în Săgetător și eu m-am îndrăgostit de, nu știu, de codițele astea africane și mereu mi-am dorit să-mi fac și acum am avut ocazie și mi se pare fantastic. Nu știu cât de bine am prins, dar sincer niciodată n-am înțeles de ce oamenii respectivi își fac chestiile astea, da, codițele astea. Vedeți că sunt ca niște aerisiri, sincer, parcă am aer condiționat, cel puțin dacă e prins, indiferent cât e de cald, n-am nicio problemă. Deci e foarte, foarte interesant. Și am aflat și eu că se spală, că de fapt nu stai cu ele așa, în fine. Na, nu știam, am întrebat. Deci cam așa cu Venus în Săgetător. Și doamnele și domnișoarele, cine știe, poate o să abordați așa un stil mai ciudat, nu știu, poate vreți să mâncați ceva diferit, poate vreți să faceți ceva diferit. Da? Bun, sper să fie ok tot și sunet și lumină, n-am lumini, e doar lumină naturală. Da? Repet, e improvizat pe aici pentru că nu am venit chiar atât de pregătită pentru așa ceva. Bun, chiar mi-era dor să fac o filmare, sper să iasă ok. Și cred că începem cu zodiile. Hai să vedem. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi, Venus, uite, Venus se mută pe casa nouă și acolo e interesantă. În primul rând, berbecii singuri, vedeți că iubirea poate să apară undeva prin străinătate. Dacă ieși și mergeți în vacanță sau sunteți plecați în concediu undeva, vedeți prin jurul vostru că dragostea poate să zâmbească. Poate un flirt, poate o discuție interesantă, dar vedeți voi că poate să fie o persoană fie din altă cultură, fie din altă religie. Berbecii care aveți legătură în general în perioada asta cu zona străinătății, cu actele, acolo să știți că lucrurile se clarifică, se liniștesc, deci primiți vești bune, e ok. Chiar dacă Marte al vostru e în conjuncție cu Mercur retrograd, lucrurile se rezolvă, da? Credința e cheia și vedeți că pentru voi e o perioadă bună în care dacă ești gândit pozitiv, e superb, superb, superb.
Iar pentru berbeci aflați într-o relație, știu eu, o călătorie împreună cu partenerul v-ar putea ajuta sau poate chiar ați fi ajutați dacă, să zic eu, mergeți la un restaurant în care se mănâncă ceva diferit, alții puteți să fiți bine susținuți dacă cereți ajutor pe partea asta de psihologie, știu eu, terapii de cuplu. Da, chiar v-ar putea ajuta. Da? V-ar putea ajuta. În rest, chiar o perioadă bună pentru berbec, aș zice eu. Chiar o perioadă bună. Zodia Taur. Dragi tauri, pentru voi e o perioadă așa în care dragostea e mai intensă, e mai profundă, că e și cu certuri, că e și cu bucurie. Asta e partea a doua. Viitorul relației poate să fie puțin pus la încercare, dar aș spune eu că puține condimente nu strică niciodată pentru taur. Deci mai ales cei aflați într-o relație, e posibil să simțiți că e o perioadă așa mai condimentată. Nu neapărat negativă, că na, așa e în dragoste. Pe de altă parte, din punct de vedere financiar, stați foarte bine în perioada asta. Nu știu acum dacă puteți să rezolvați chestiuni legate de bănci, dar acum vorbesc până pe 23 ianuarie, cam așa, deci aveți timp. Dacă aveți chestiuni de genul, părerea mea, după 2-3 ianuarie, clar că trebuie să stați și voi liniștiți de Revelion ca toată lumea, mergeți și rezolvați problema. Iar pentru taurii singuri este o perioadă bună în care, știu eu, un suflet pereche poate să apară pe acolo, pe unde vă așteptați voi mai puțin. Da? Asta e o perioadă bună. Dacă vreți, este o perioadă pentru voi în care trăiți la maxim și chestia cu trăitul la maxim nu e neapărat negativă, dar trăiți intens, vă bucurați de viață, sunteți autentici, sunteți voi. Și asta zic eu că e ok și vedeți că vă crește și intuiția. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, ce faceți? Cum sunteți cu Mercur acolo retrograd? Da? În săgetător. Pentru voi este o perioadă în care relațiile cu ceilalți se mai îndulcesc, da? Că poate au fost ceva mai agitate, eu n-am simțit-o. Nu neapărat că avea cineva ceva cu voi, poate voi, da? Sunteți mai energici, mai plini de viață, mai direct și poate să fie, știu eu, deschiderea unei perioade în care relațiile în general cu oamenii din jurul tău se îmbunătățesc. Că e relația cu clienții, relația cu oamenii din jurul tău. Pe de altă parte, dacă ești geamăn aflat într-o relație, o perioadă foarte bună în care se îmbunătățește relația cu partenerul. Da? Dacă ești singur, vezi prin jurul tău că șase sunt fără număr. Ideea e să țintești, ideea e să acționezi și de asemenea, dacă ai de rezolvat chestiuni legate de acte, reușești. Dar părerea mea e după 2-3 ianuarie, da, acum apele sunt puțin agitate. Dacă e urgență, da, mergi, dar citește de două ori ce ai desemnat sau încearcă să mai cer părerea unei persoane. E o perioadă bună pentru gemeni, în general vorbind. Da? Norocul vine prin ceilalți, doar că trebuie să vă deschideți și voi, dragi gemeni. Trebuie să vă deschideți și voi. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi, uite, apar vești bune, dar se îmbunătățește starea de sănătate. Deci dacă aveați o perioadă în care nu știu, nu vă simțiați bine sau nu erați în largul vostru, nu erați în energia voastră, e, acum se deschide o perioadă bună, cam până pe 23 ianuarie. Dragostea pentru cei singuri, pe la muncă poate să apară, pe la doctor, dragostea poate să apară chiar atunci când te aștepți mai puțin, poate când faci o activitate absolut banală. Da? Este o perioadă în care e adevărat pentru Urac, cam teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica, da? Cu Marte și cu Mercur acolo, și mai ales cuadratura cu Neptun, dar zic eu că este o perioadă în care lucrurile devin mult mai bune, iar racii care lucrați în perioada asta sau care aveți legătură cu colegi de la muncă, da? Acolo vedeți că lucrurile se îmbunătățesc, se îmbunătățește relația cu oamenii respectivi și asta e de bine. Racii aflați într-o relație de cuplu, relația se îmbunătățește în următoarea perioadă prin niște activități banale pe care le faci împreună cu partenerul, da? Fie faceți mâncare împreună, curățenie, fie aveți discuții legate de zona medicală, legate de rutina zilnică, de muncă, deci cumva se îmbunătățește relația și asta e ok, zic eu, da? Deci chiar o perioadă bună și pentru voi credința e foarte importantă în perioada asta, încrederea în voi, dar și încrederea în ceilalți, foarte, foarte important acest aspect.
Zodia Leu. Hai, dragi lei, că pentru voi vin cu vești foarte bune. Venus se mută într-o poziție absolut superbă pentru Leu. Absolut superbă. Și până pe 23 ianuarie, deci 29 decembrie 2023, 23 ianuarie 2024, e o perioadă tare bună pentru tine pe dragoste. E superb, superb. Lei aflați într-o relație, uite, hai, nu știu. Lei aflați într-o relație. Pentru voi se deschide o perioadă foarte bună în care se îmbunătățesc relațiile, relația cu partenerul de viață, relația cu un copil iarăși se îmbunătățește. Este o perioadă în care, știu eu, unii lei puteți să apucați de făcut afaceri împreună cu partenerul sau să vă distrați împreună cu partenerul, mergeți undeva, vă relaxați. Și dacă relația cu copiii era mai stresantă, că nu știu, poate să spun că a fost nevoie să cumpărați, da, copilului niște cadouri sau ați avut cheltuieli în perioada asta, e ok să liniștesc apele tot înainte. Lei care ați avut probleme pe tot ceea ce ține de relații de afaceri, zona aceasta, colaborări, ei, uite că ușor, ușor se îmbunătățesc lucrurile. Iar lei singuri, dragostea poate să plutească în aer oriunde, dar important este, dragi lei, că pentru unii poate să se dezvolte acolo o relație de iubire în relația cu un colaborator de afaceri sau vă pot ieși bani din povestea aia. E de bine, da? E de bine pentru voi. Chiar este o perioadă în care mulți lei o să vreți să vă distrați, trăiți intens, să vă bucurați de viață, să simțiți așa că plutiți și alta nimic. Da? Cei care aveți copii, se deschide o perioadă în care, să zic că primiți tot felul de vești bune de la copiii voștri, că au realizări, au împliniri frumoase, repet, până pe 23 ianuarie și normal că vă bucurați și voi că sunt copiii voștri, nu? Da, și dacă aveți proiecte, dacă aveți lucruri de făcut care țin și de zona creativității, începând cu 29 decembrie până spre sfârșit de ianuarie, tot înainte, lumea e a voastră. Zodia Fecioară. Da, dragi fecioare, de ceva timp tot au fost lucruri de rezolvat, fie în casă, în familie, v-au venit rude în vizită, au mai fost discuții în contradictoriu. Unul zicea că cea mai frumoasă culoare e albastru, altul zicea că e galben și așa mai departe. Bine, acum dau exemple banale, dar cu siguranță au fost discuții. Acum, Venus acolo mai liniștește apele, da, și vă ajută. În primul rând, se îmbunătățește relația cu rudele, relația cu familia. Este o perioadă în care ai o intuiție mai mare, iar fecioarele aflate într-o relație de cuplu, aici se îmbunătățește relația cu partenerul prin niște activități casnice pe care le aveți în comun. Da? Sau ajuți partenerul cu ceva și se îmbunătățește relația. Pe de altă parte, dacă ești o fecioară singură, vezi că dragostea poate să vină de prin trecut. Nu știu, te apucă dorul de vreo fostă iubire sau cuiva îi se face dor de tine și te contactează. Fecioarele care aveți chestiuni importante de rezolvat privind casa și familia, privind un teren, o casă, toată zona aceasta personală, începând cu 29 decembrie până pe 23 ianuarie, sunteți super bine susținuți și reușiți să rezolvați orice vă propuneți. Și absolut superb. N-are ce să fie rău. Bineînțeles că fecioarele născute la început de zodie, acum spre final de an și începutul anului, puteți să simțiți niște tensiuni, dar nu vă imaginați acum că se întâmplă nu știu ce apocalipsă. Dar e ok din punctul meu de vedere. Vă mai stabilizați puțin din punct de vedere emoțional și asta e superb, absolut superb. Puteți să vă faceți înfrumusețări prin casă, da? Uite, nu neapărat acum pe 29 decembrie, eu chiar filmez când e Venus, când intră Venus în săgetător. Până pe 23 ianuarie aveți timp, da? Vă mai cumpărați un tablou, mai schimbați pătura, mai schimbați perdeaua, mai rearanjați lucrurile, deci e o perioadă bună. Zodia Balanță. Dragi balanțe, ce faceți voi că Venus, guvernatoarea voastră, se mută în săgetător și este o poziție bună pentru voi, să știți, da? Dacă de ceva timp tot aveți drumuri de făcut, nu știu, vă mai certați cu oamenii, mai aveți discuții în contradictoriu, vecinii sunt mai ciudați, poate sunt și probleme, știu eu, legate de acte, ei uite că Venus acolo vă ajută și începând cu 29 decembrie până pe 23 ianuarie sunteți super bine susținuți pe acte, drumuri scurte, mașini, bine, sunteți susținuți, acum nu insistați, dar cel puțin
până pe 2-3 ianuarie, părerea mea este să nu insistați cu drumurile, cu mașinile și cu toate chestiile astea, că nu e cel mai bun moment pentru voi, dar acum faceți cum vreți, da? Adică nu e cel mai bun moment, de ce? Puteți să luați vreo amendă de asta, da? Sau știu eu, deci fiți precauți, da? Bucurați-vă de viață că sunt sărbătorile pentru toată lumea. Dacă ești într-o relație, aici se îmbunătățește comunicarea cu partenerul, da? Dar nu știu cât e vorba de partener, cât e vorba de tine. Dar știu, nu știu dacă îți place că zic că în perioada asta lucrurile depind și de tine, dar asta e viața, da? Venus e guvernatoarea ta, e micul noroc, totuși te ajută. Se îmbunătățește, repet, comunicarea cu partenerul, drumurile scurte făcute împreună, da, vă pot ajuta, o invitație la un vecin pe care o primiți sau la rudele voastre. Iarăși, relația cu rudele se îmbunătățește începând cu intrarea lui Venus acolo. 29 decembrie, 23 ianuarie și asta e absolut superb din punctul meu de vedere. Balanțele singure, dragostea poate să plutească în aer prin vecini, prin intermediul unei rude care vă face cunoștință cu cineva. Dragostea poate să plutească în aer, știu eu, undeva prin apropierea casei și așa mai departe. Deci sunteți foarte bine susținuți și dacă aveați probleme cu mașinile, cu drumurile, repet, cu Venus acolo, lucrurile încep să se rezolve. Dar părerea mea este să nu insistați, da? Așteptați 2-3 ianuarie, stați și voi liniștiți, bucurați-vă de viață. Dacă e ceva urgent, mergeți, rezolvați problema, oricum Venus acolo vă ajută foarte mult din punctul meu de vedere. Examene nu cred că aveți voi în perioada asta, dar până pe 23 ianuarie poate aveți. Și dacă aveți examene după 2-3 ianuarie încolo, până pe 23, cam așa, super multă susținere aveți. Acum, luați și învățați, cei care sunteți prin sesiune sau așa, nu vă bazați că astrele sunt acolo. Da, astrele sunt acolo, îți poate da un subiect mai ușor sau să ai tu inspirație mai mare în momentul ăla, dar trebuie să și înveți că nu se poate altfel, da? Iar cei care aveți de rezolvat chestiuni legate de acte, la fel, după 2-3 ianuarie, părerea mea, mergeți și rezolvați problema. Zodia Scorpion. Ce faceți, dragi scorpioni? Venus se mută pe casa banilor. E de bine, zic eu. Scorpionii aflați într-o relație. Este o perioadă bună în care începeți să vă simțiți și voi așa mai valorificați de partener, vă simțiți mai bine sau fie începeți să cereți, da, mai multe lucruri. Este și o perioadă în care, să zic, că puteți încă să mai primiți cadouri, mai primiți apreciere din partea celorlalți și zic eu că se deschide o perioadă în care voi sunteți foarte bine susținuți pe bani. Este adevărat că Marte acolo aduce cheltuieli și mai ales pe tranzitele care sunt, da, pe quadraturile care sunt pe cer și trigoanele, e foarte bine pentru voi, părerea mea, să... Nu știu, dacă ați cheltuit prea mult, unii cu siguranță poate ați cheltuit mai mult, că a fost ceva, v-a plăcut, ați spus, am în buzunar, mă duc, îmi cumpăr, că odată sărbătorile și, na, probabil v-ați făcut acolo oarecare gaură în buget, să zic, unii dintre voi. Dar nu-i problemă, vine Venus și vă ajută. Vine Venus și vă ajută, deci nu e nicio problemă. Pe de altă parte, este o perioadă în care o să vreți să mâncați tot felul de chestii, care să arate într-un fel, care... să fie cumva din alte țări, din alte culturi. Foarte multă susținere aveți pe zona aceasta și aș zice eu că este o perioadă în care foarte mulți scorpioni începeți să vă simțiți altfel, da? Începeți să simțiți acolo că trăiți intens, că mai sunteți valorificați, că sunteți bine susținuți. Banii în special se îmbunătățesc, banii în partea de alimentație. Scorpionii singuri, este o perioadă în care, să zic așa, că o să investiți mai mult în voi și o să vă crească mai mult încrederea în voi, dar nu e încrederea aia frustrantă, nu știu cum să vă explic. E vorba de a vă simți relaxați, bine, de a fi pozitivi. E o diferență, da? E o diferență. În rest, dragi scorpioni, numai de bine dacă așteptați bani după... De fapt, 29 decembrie, 23 ianuarie, dar în special aș merge eu după 2-3 ianuarie, toată susținerea aveți, fie recuperați niște bani, fie reușiți să rezolvați tot felul de lucruri drăguțe. Zodia Săgetător. Ce faceți, dragi săgetători? Venus intră în zodia voastră. Multă susținere, poate până acum și eu ați fost mai duri, ați fost mai tranșanți, da? Ați fost mai direcți, poate n-ați comunicat suficient. Poate ați mai avut probleme. Este o perioadă bună pentru voi. Venus acolo în zodia voastră, în primul rând, vă aduce noroc, vă aduce strălucire.
puteți să atrageți banii mult mai ușor și mai mult decât atât, Venus în zodia voastră vă face să vă simțiți mult mai energici, mult mai plin de viață. Vedeți că puteți să atrageți foarte ușor parteneri în viața voastră, chiar dacă sunteți singuri, chiar dacă sunteți într-o relație, asta n-are importanță, deci distracție plăcută, simțiți-vă bine, profitați la maxim acolo, dar fiți puțin atenți până pe 2-3 ianuarie, totuși nu vă aruncați așa cu capul înainte. Tot Venus acolo în zodia voastră vă face mai norocoși în perioada asta, deci 29 decembrie, 23 ianuarie și zic eu că e de bine. Ce să vă mai spun aici? Poate au mai fost probleme, nu știu, prin casă, prin familie, dar se mai rezolvă treburile, se mai rezolvă. Dacă ești un săgetător singur și vrei pe cineva, păi îmbracă-te frumos, aranjează-te, fii pozitiv și ieși în lume, la plimbare. E simplu, nu e complicat, da? Dar trebuie să faci ceva, că dacă nu faci, doar o să te simți bine și atât și nimic în plus, nimic în minus în viața ta după ce iese Venus de acolo. Deci depinde de tine ce faci, da? Fix depinde de tine. Și despre ce vreau să mai vorbim? Cei aflați într-o relație de cuplu sau cei care ați avut tensiuni în casă, în familie, în perioada asta, se mai rezolvă lucrurile. Da? Dar totul pleacă de la voi. Da, nu știu cât vă place chestia asta, dar da, sinceritatea mea cu siguranță vă place. Că știu că voi sunteți mai sinceri și mai relaxați. Da, cam atât de mare parte. Deci cred că voi profitați cel mai tare de energia lui Venus din tot zodiacul. Bucurați-vă de energia lui Venus, care, repet, vă ajută să atrageți abundență și aici nu mă refer neapărat la bani, cât la starea aia de bine, de relaxare, de împlinire. Exact cum sunt eu acum aici, da? Hakuna Matata, adică nu nicio problemă, suntem pozitivi, totul e frumos, ceva de genul. Da? Deci, mult succes, distrați-vă până pe 23 ianuarie, că e de bine, mai ales după 2-3 ianuarie, toamne, păi o să simțiți că zburați și alta nimic. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, pentru voi Venus se mută pe ultima casă astrologică și cei care ați avut în ultima perioadă probleme de sănătate, cei care ați avut probleme, poate legate de relația cu divinitatea, poate vi s-au apăsat butoane. E, uite că Venus acolo aduce vindecare în primul rând, deci fie vă simțiți mai bine din punct de vedere fizic, energetic, psihologic, tot ce vreți voi. Și tot Venus acolo, uite, dacă ești într-o relație, poți să simți nevoia să stai cu partenerul mai retras, mai relaxat, mai liniștit. Nu prea vrei să mai ieși atât de mult în față, nu prea vrei să te mai relaxezi puțin, poate tu cu partenerul într-un loc mai intim sau într-un loc mai retras. Și de asemenea, pentru capricornii singuri, vedeți că se pot întoarce iubiri de prin trecut sau puteți să cunoașteți persoane, dar dacă e până pe 2-3 ianuarie, v-aș sfătui să fiți puțin atenți. Adică luați, socializați, distrați-vă, e ok, dar nu puneți foarte mult suflet, dar după 2-3 ianuarie încolo o să vedeți lucrurile mai clar. Poate să fie o iubire secretă, ciudată, ascunsă, poate știu eu, e vreo iubire din asta de prin altă viață, e posibil și acest lucru pentru unii dintre voi. Relația cu divinitatea se îmbunătățește în perioada asta și asta mie îmi place foarte mult. Deci nu știu dacă am rămas cu costumul de baie și e ud, ori am transpirat, dar văd că sunt udă toată. Da. Bun, cam așa și voi, adică este o perioadă bună în care mai mult decât atât, uitați că Venus acolo vă protejează, vă ajută. Da? Indiferent ce se întâmplă, aveți protecție, dar treaba asta cu protecție este să vă ascultați intuiția, adică dacă vedeți că ceva nu funcționează și tot aveți blocaje, păi nu insistați, fraților, că nu are sens acolo. Da? O să, nu știu, dragostea e mai retrasă, e mai liniștită, e mai altfel pentru Capricorn în perioada asta. Deci voi beneficiați foarte mult de protecție, da? Din partea lui Venus și vă ajută mult, vă ajută mult. Cu siguranță o să simțiți o îmbunătățire a stării voastre de spirit. Nu fac probleme. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, se deschide o perioadă foarte bună pentru voi. În primul rând, vărsătorii care sunteți într-o relație de iubire, vedeți că e o perioadă în care
mergeți împreună cu partenerul în grupuri mai mari de oameni, fie că discutăm de spații comerciale, petreceri, întâlniri, poate discutați mai mult cu partenerul pe internet sau stați mai mult pe internet cu partenerul, nu știu, vă uitați la filme, socializați cu alți oameni. Pe de altă parte, vă faceți planuri de viitor mult mai frumoase împreună cu partenerul în perioada asta, 29 decembrie, 23 ianuarie. Ele se definitivează cu adevărat după 2-3 ianuarie, dar până atunci bucurați-vă de viață. Pentru vărsătorii singuri, pentru voi se deschide o perioadă în care iubirea poate să strălucească printre prieteni, vă apucă dragostea pe acolo. Sau iubirea poate să apară pe undeva pe internet, într-un grup mare de oameni. Așa că dacă ești vărsător singur și vrei pe cineva, iei, te îmbraci frumos și mergi, nu știu, într-un centru comercial, la o petrecere, socializezi pe internet, unde sunt mulți oameni, acolo trebuie să fii și tu. Dacă vrei să strălucească dragostea pe undeva, dacă nu vrei, stai liniștit și doar o să te simți bine. Relația cu prietenii, uite, se îmbunătățește foarte, foarte mult, chiar dacă au fost mici mari tensiuni în perioada asta. Da, iar vărsătorii care, să zic așa, aveți o firmă. Firmă, v-am mai explicat la ce mă refer eu. E ca și cum, nu știu, ai un talent și ți-ai făcut o firmă ca să fii legal, să dormi liniștit noaptea, da? Să zic că e ceva pe lângă locul de muncă. Sau, nu știu, locul tău de muncă, presupune să mergi pe cont propriu și atunci ai un fel de formă din asta juridică, la fel, repet, ca să dormi liniștit noaptea. Ca să fii legal, să fii în regulă. Pentru voi, deci până pe 23 ianuarie, vedeți că vă pot veni bani, dacă nu știu, dividende, ceva se întâmplă, vă vin bani, e de bine. Banii pot apărea, nu știu, pe internet, printre prieteni, se mai rezolvă lucrurile, vă simțiți mai apreciați, mai bine și asta e ok. Și cu siguranță foarte mulți vărsători veți fi mult mai pozitiv dacă e să discutăm de viitorul vostru, da? Dacă o să mă întrebe cineva, băi, ce o să fie mâine? O să fie bine, o să fie bine, da? Și voi ca mine, hakuna amakata, da? Adică totul e bine, nu e nicio problemă, totul e ok. Deci bucurați-vă de Venus în Săgetător, că vă ajută mult. Mai ales vărsătorii născuți în primele zile, voi o să simțiți foarte intens cam până pe 1-2-3 ianuarie, deci bucurați-vă din plin de Venus acolo. Zodia Pești. Dragi pești, hai că vin cu vești bune și pentru voi. În primul rând, se îmbunătățește relația cu șeful. Știu că poate ești în concediu în perioada asta ca și mine, dar perioada, mă refer eu, 29 decembrie 2023, 23 ianuarie 2024. Cam așa, deci toată perioada, eu zic că ai timp suficient. Se îmbunătățește, deci relația cu șeful, relația cu tatăl, relația cu partenerul de viață, relația cu persoanele cu autoritate asupra ta. Reputația ta devine mai bună, că poate ai fost perceput mai aspru, mai dur sau poate ai avut oameni în jurul tău mai duri, mai aspri, mai ciudați. Da? Și pe de altă parte, este și o perioadă în care peștii vor străluci de-a dreptul și ei se mai îmbunătățesc lucrurile. Dacă până acum ați fost așa într-o stare de confuzie, de izolare, poate într-o stare ciudată, ei, uite, lucrurile se îmbunătățesc, zic eu aici. Dacă ești într-o relație, aici poate au fost tensiuni în ultima vreme, că au fost responsabilități, că n-ați știut pe unde să o luați, ei, acum lucrurile se mai clarifică și cu siguranță, dragi pești, cei care sunteți singuri, vedeți că iubirea poate să strălucească undeva prin locuri publice sau iubirea poate să apară cu o persoană care, atenție, fie este foarte cunoscută, fie este o persoană care este șefă, care are multe responsabilități, poate să fie o persoană care conduce o companie mare sau o companie străină sau cineva care lucrează peste hotare în străinătate sau poate discutăm de o persoană care, nu știu, poate e din altă cultură, din altă religie. Da? Deci pentru peștii singuri, dragostea poate să strălucească. E vreun șef, e vreo persoană importantă. Dar reputația voastră se îmbunătățește, lucrurile devin mult mai liniștite, mult mai stabile pentru pești, începând cu 29 decembrie. Da? Însă, după 2-3 ianuarie încolo, puteți să vă gândiți exact ce faceți, cum faceți, unde, ce stabiliți, da, la muncă, cu partenerul de viață, pentru că abia atunci lucrurile devin mult mai clare. Momentan simțiți așa, ca o ușurare, ca o gură de aer proaspăt, dar nu e permanent, da? Nu e suficient, ca să fiu sincer. Mai durează, dar e de bine, da? Măcar anul nou te găsești într-o energie bună.
Da, dragilor, cam atât în mare parte. Sper că v-au fost de folos informațiile, să vă fie de bine. Sper că nu v-a deranjat ținuta mea, părul nemachiată și chiar am vrut să fiu așa autentică, sinceră cu voi. Chiar m-a inspirat și Venus în Săgetător și locul unde sunt. Sper că v-a plăcut. Dacă da, dați-mi un like, lăsați un comentariu, spuneți părerea voastră. Dacă vreți, eu mai pot să mai fac filmulețe de genul. Nu știu dacă vor mai apărea cele zilnice, că e prea mult. Și angajații mei sunt oarecum în concediu, da, și cam trebuie să mă ocup eu de tot. Și sincer, pe aici mai cade netul. Da? E un resort nou, am înțeles că au probleme cu generatorul, dar cu siguranță o să rezolve, așa că nu știu când o să încarc filmarea, pentru că, repet, se mai duce internetul din când în când și e dificil, e dificil. Da? Dacă vreți, eu mai fac, mai avem evenimente, putem să mai discutăm, puteți să-mi scrieți în comentarii ce vreți să mai discutăm, ce filmulețe vreți să mai fac. O să încerc să filmez și afară, dar nu promit, pentru că aici e foarte multă liniște unde sunt. Mi-am dorit liniște și liniște am găsit. Doar că e cam dificil că nu pot să-i deranjez pe ceilalți, da? E cam dificil. Și nu știu, o să vedem. Da, cred că un colțișor acolo pot să găsesc, măcar așa o filmare scurtă să fac, cred că aș reuși. Da? Că m-am prietenit cu ei, de când mi-am făcut codițele astea, mă înțeleg foarte bine cu tot personalul de aici. Da? Da, bun, dragilor, cam atât. Vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc, vă urez un an nou frumos, cu cât mai multe realizări, un an drăguț. Oricum o să fie un an frumos, o să vedeți. Știu că e pe putere anul viitor, e ciudat. Uite, putem să facem o filmare despre anul viitor. Dacă vrei, las-mi în comentarii, dacă vrei. Dar să știi că tot în genul ăsta o să fie filmarea, adică am machiajul la mine, dar nu, mie sincer nu prea îmi place să mă machiez, să mă aranjez. Eu cam asta sunt. Mie îmi place să fiu mai relaxată, mai autentică. Nu știu dacă vă place varianta asta a mea, dar eu cam așa sunt în viața mea personală. Știi? Acum m-am gândit să împărtășesc cu voi așa cadou. Repet, dacă vreți, mai aveți idei de filmări, m-aș gândi să fac ceva pentru 2024, tot așa, în mare parte și pentru toate zodiile, dar nu știu. Deci, nu știu, dacă vreți și voi, scrieți-mi în comentarii, cu drag. Dacă nu, nu știu. Dacă nu vreți, aia e, rămâne doar filmarea asta, dacă mai pot, mai fac ceva, dacă nu, nu. Vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc pe toți și vă doresc în continuare sărbători fericite alături de cei dragi. Vă doresc un an binecuvântat. Vă mulțumesc că ați ascultat filmarea. Sper să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare.